cold. Make sure they know who you is when you walking through the door. Train to go, all you know, that's for sure. Just a game, but we don't play, play, play. Super serious. Had to shake the room, now they delirious. Next one's up is us, that's the answer if you curious. Show them what they never saw. Time to show them who you are. Final chance to prove it all. Then I fall. Show them what they never saw. Time to show them who you are. If you want it, gotta show it. Let them know that we here for war. For war. Here for war. Deci asta e redacția Observatorul din Nord. Suntem o echipă de 10 persoane. Noi edităm ziar și site și rețele de socializare. De amă, voi cred că știți ce e asta. Platforme, cum să le spunem noi? Media, da? Platforme, mediele. Și redactorul șef este domnul Victor Cobăsneanu. Redactorul șef a site-ului este domnul Vadim Șterbache. O redacție este formată din două departamente foarte, foarte bine structurate și interdependente unul de altul. Este departamentul creației, din care fac parte eu, Vadim, și Valeria, și Ludmila și Denis. Este departamentul tehnic. Spune-mă, cei care noi facem materiale, dar ele, adică noi facem bucatele, dar ele pun pe masă și le fac ca să... Este vorba despre Victor Șovecov, care face design, adică designul înseamnă el face fața ziarului. Adică, dacă facem o comparație între un ziarist și o bucătăreasă, este foarte important. Dacă o bucătăreasă face o mâncare bună și gustoasă, dar ea nu este pus pe masă acum unde trebuie, nu toți acei care sunt la masă poate să o mănânci. Înseamnă că ori e pus într-un colț, ori eu știu, umbrită de altceva de asta. Este un băiat la noi care se numește designer, el pune materialele pe pagina ziară în așa fel ca ele să fie atractive. Se adică, cu video. Da. Denis montează video. Din tot video care l-adunăm noi, și bun și mai puțin poate bun, să faci ceva frumos ca să fie interesant, să nu vă gândiți că filmăm materialul brut, poate să fie și o oră. Dar ce îți ajunge la voi, poate să fie 10, 15 sau mai puțin, dar să arăți foarte bine ca voi să nu vă plictisiți. Wow, ca și interesant. Și în general, redacția este foarte mică ca număr de oameni. Noi suntem mai puțin ca voi. Tehnici, mai puțin ca voi, precis suntem, mai puțin, noi suntem 10. Și să știți că profesia de ziarist nu este o profesie care poate să o dea exclusiv facultatea. Facultatea nu poate, la noi, la redacție, Vadim este ziarist de profesie. Document. Cu documentele. Și cine mai este la noi ziarist? Numai el. Numai un ziarist de profesie, restul noi suntem amatori sau, eu știu, crescuți din, eu știu, din așa, din... Practicieni. Da, practicieni. Dacă nu ai talent, facultatea nu-ți dă. Nu, pur și simplu, dacă tu nu poți scrie, nu ai auz muzical, nu poți fi artist. Eu cred că voi toată lumea ați auzit și nimeni Vadim Șterbache, știți da, de acum. Da, la noi, la Soroca, știu, începând cu oamenii străzi, și terminând cu conducerea raionului, știu tot cine Vadim Șterbache. Asta este puteți, cine sunteți voi? Cine sunteți voi? Cine sunteți? Mai interesant. De la ce instituție din voi să vă întâlnesc? Ce constai de sperie? Deci la zi e așa. Eu învăț la colegi pedagogic la Eminescu, anul 2, specialitate educație timpurii. La liceu teoretic Constantin Stele, clasa absolventă a noi. Liceu teoretic Petru Rareș, clasa 9. Și la Căiță, mă? Ion Creangă. Constantin Stele, clasa 11. Dacă ți-au fost, vă spun că am învățat la tăi, am învățat la Stele și la Rareș și la Creangă. Avem nevoie de oameni care gândesc, care vor să gândească și care gândesc altfel, nu standard. Pe urmă, tot meseria asta se învață, e o profesie. Nu poți așa, strădu și noi vă spunem, dar vrem foarte mult să avem oameni buni, oameni interesanți, oameni deschiși la minte, care să fie în echipa Observatorului din Nord, inclusiv tineri. Și pe ce trebuie să presa scrisă local din cei central? La noi, la Soroca, la un ziar din Soroca, trebuie să fii specialist în toate domeniile. Astăzi ești la sport, mâine te-ai dus la cultură, poi mâine la medicină. Adică trebuie să fii specialist multilateral în ziarele mari,
sunt departamente aparte. Eu sunt numai la departamentul sport, eu scriu numai despre sport, de exemplu, sau eu scriu numai despre cultură sau despre medicină. La noi trebuie să fii specialist în toate, dacă se poate să fii specialist în toate, dar ce e și foarte greu. Dar voi, de exemplu, din ceea ce învățați, fiecare din voi, ce vă place mai mult? Că oricum, domn Victor zice că trebuie să fii specialist în toate, în toate specialist la noi în redacție de acum poate fi domnul Victor și Vadim, pentru că ei au o experiență foarte mare, dar începătorii, oricum noi avem începători pe care îi creștem, acum este criză mare de cadre și ei își încearcă abilitățile în mai multe genuri de a scrie. Eu cred că mi-ar plăcea să scriu despre personalități renumite cumva sau care promovează cultura în Republica Moldova, mai ales sau la etapa locală în fiecare raion sau despre turism, ce poți vizita în diferite raioane, în sat, pentru că nu mulți informați, de exemplu, mai ales în sate, din raionul Soroca. M-ar interesa aceasta. Bravo, foarte bine. Te orientez de acum. Da, eu sunt o fire care foarte repede se plictisește, de atât aș am ales jurnalismul. Nu pot spune că mă acces doar pe un domeniu, mi-mi place tot ce e și actual și scriu despre tot ce e și web. Îmi place mult presa scrisă, dar nu mă dau în lături nici să filmez și să fiu filmată. Și știți, moldovanul e omul acela care se orientează în toate părțile, nu e posibil el de toate face. Dar europeanul, el și-a ales doar o cale, doar o categorie și el acolo s-a axat. Da, foarte bine. Da. Și, nu, încă nu m-am decis, dar eu încerc să prind o categorie mai mare. O eu cred că ai fi o știriste. În 2006, în Soroca, lângă Sorcele, a fost deschis studioul Amicus. Era un studio de copii, de elevi care doreau să facă jurnalism. Și încercați să vă, de multe ori nu știu de ce în România merge stereotipul ăsta, când sunt echipe de băieți se filmează și montează, fetele sunt jurnaliste, reporteri care prezintă. Încercați să mai faceți schimb, ca asta să vă ajute, fiindcă și fetele au o chestie altfel de a vedea decât un bărbat. Faceți și voi fotografii, filmați și voi, încercați să editați voi și dați voi și la băieți să apară în fața camerei. Fiindcă e chestie interesantă când vă veți schimbul ăsta, să nu fie doar clasic când băieții se filmează, fetele se frumușele în față așa. Da. Schimbați-vă cu locul, o să vezi de câștigat și schimb de experiență, dar o să vezi și altă viziune. Am și eu pasiunea asta de a monta, de a schimba videoclipuri, de a, nu știu, îmi place și nu numai videoclipuri, așa și cu poze și cu diferite, îmi place să stau mult în fața telefonului, chiar dacă este obositor pentru ochi, dar la final iese un rezultat bun și sunt mândră de mine. Dar un domeniu în care vreau să scriu e arta, în special muzica, desigur. Nu știu, la general poate fi muzica și orice fel de muzică, orice gen de muzică, despre concerte, despre cei ce, despre artiști noi, despre artiști vechi, despre cum se spune, hiturile de mai înainte, despre hiturile noi. Cam așa, dar muzica la general, adică. Vă recomand să vă gândiți la alte domenii, fiindcă majoritatea ascultăreți artă, da. Muzică, învățământ, adică practic mai puțin de agricultură, medicină, dar acolo sunt chestii interesante, sau că bani publici, autorități în general, sunt cu bugetul nostru, cum banii noștri sunt folosiți de către cei care am ales noi. Sunt foarte multe domenii, noi jurnalismul e sinonim cu Instagram, cu stories, cu vedete, cu chestii, dar majoritatea, mai ales în presa locală, vă nu prea auziți vedete aici. Fiindcă sunt foarte mulți oameni interesanți sau de muzică. Uite, m-aș bucura dacă ai putea o dată la un anumit timp să găsești oameni talentați în sate sau în oraș, în Soroca, oameni despre care mai puțin știe, dar care cântă, au voce, care îl întrebi pe unul care a absolvit academia și are, nu știu acolo, adică încercați să găsiți oameni interesanți, oameni, descoperiți, voi fiți ca un fel de cercetători care sapă, care caută și sigur că voi aveți oameni ăștia interesanți. Și pe lângă, de exemplu, dai o dată Britney Spears și Madonna, nu știu dacă o știți să-ți dădeați, mai dai un, nu știu, Ion Coțaga, hai să zic așa un nume, sau, de exemplu, este doamna Sotnic la Băxani, sau că niște oameni și pe lângă de șeie, așa vedeți interesant este, pentru că atunci când o problemă, noi avem, nouă mereu ne pasă tot ce-i străin. Noi știm totul despre turnul Eiffel, noi știm totul despre piramida egipteană, dar nu știm ce clădirea asta veche de aici care are 100 de ani, dar ce-a fost aici? Dar noi știm toți piramide egipteni. Noi știm tot despre, hai iarăși, despre Egipt, chestii, dar știm mai puțin legăturile lor cu a noastră. Sau știm mai puțin despre mănăstirea în Cretă de la Cosăuț. Îmi place să, prin materialul meu media, să abordez anumite teme sociale, probleme.
care sunt într-un fel considerate o normalitate. Îmi place să fac ceva la care mult timp a să retrăiesc, dacă a să meargă la audiență sau nu. Și nu știu, dacă pe viitor, dacă se reflectez, îmi place mult să fac vox-uri. Îmi place să comunic cu lumea și chiar de noi am filmat câteva vox-uri și chiar de primim din partea unor persoane anumite feedback-uri negative. Asta, într-un fel, ne încălește și ne învățăm mult în alte situații cum să procedăm. Da. Care o spune frumos, vă rog, nu mă pune. Da, da, da. Nu e o problemă, dar sunt care așa au rupt, așa au spune chiar așa cum... Asta fi lumea. Așa le-am zis și eu. Mie tot îmi plac boxul, dar am o întrebare la dumneavoastră. Unde printați ziare? Să ele se păresc la Chișinău, la tipografie. Tipografie. Da. Nu se imprime la imprimante, nu. Este la Soroca tipografie, dar el nu este color și el nu ne prezintă o calitate bună, adică... Nu are utilaj. Da. Utilajul este... de kit și nu are utilaj pentru a printa un ziar de format. Mi-aș să editez diferite jurnale. Dar în ce editez? Poftim? În ce editez? Premiere Pro. Adobe Premiere Pro și After Effects. Da, foarte interesant. After Effects îți place? Foarte fain. Bravo, da. Mie-mi place să, prin materialele media, să abordez anumite teme sociale, probleme, care sunt într-un fel considerate o normalitate. Îmi place să fac ceva la care mult timp a să retrăiesc, dacă a să meargă la audiență sau nu. Și nu știu, dacă pe viitor, dacă se reflectez, îmi place mult să fac vox-uri. Îmi place să comunic cu lumea și chiar de noi am filmat câteva vox-uri și chiar de primim din partea unor persoane anumite feedback-uri negative. Asta, într-un fel, ne încălește și ne învățăm mult în alte situații cum să procedăm. Dar ei de fiecare dată când vin de la vox-uri, spun, iată, oamenii au fost cam vulgari, măcar nu... În general, o să discut despre foarte multe subiecte, însă, în principiu, educația, care este un subiect foarte interesant. Și aș întrebare care aș vrea să o adresez, ar fi, uneori, foarte mulți profesori sunt împotriva ca copiii să fie, nu știu, adică prezentați, arătați și chiar ca în școală să facă unele întrebări. Cum putem să ne descurcăm cu aceste situații? Cum profesorii sunt împotriva la lucruri pe care noi vrem să le promovăm? Vă cum promovați? Nu vă. Sorcăminte profesorii că au fost și ele ca voi. Și tot cândva aveau alte opinii. Iasă, încercați fiți o echipă, cel mai bine. Dar dacă tu sunt împotriva, încercați să găsiți soluții ca cum să promovați. Pentru că, până la urmă, școala nu e nici doar a elevilor, nu doar a profesorilor, nu doar a unui școală a tuturor, inclusiv a comunității. Probabil știți că este așa un păcat, în numește invidia. Doamnul Miro a spus că învață de la voi. Ei nu-i rușine să spună că învață. Dar poate la un învățător spune, și el, așa, o ieșit și aici, dacă știi, sunt chipuri foarte deștept. Asta este, așa, el nu e tare mare profesor și nu e tare bun profesor, că dacă consideră așa, noi tot timpul avem de la cine învăța și cum învăța. Am început să scriu despre asta, dar n-aș spune chiar că îmi place, cred că mai mult ar vrea în domeniul de artă și despre tot personalități interesante. Am la un eveniment de pe 12 martie, am și fotografiat și mi-a plăcut atât de mult chiar să fiu și cameraman, nu doar să fiu în fața camerei și să vorbesc. La tabăra online pe ultimele ani, eu am prezentat anume atelierul pe foto. Dacă ați vrut vreodată, o să vezi vreo lecție deschisă, Lumina poți să-mi spui și poți veni să vă spune secrete de foto, cum puteți face fotografii interesante, chiar cu ce vă să îndemnă. Am fost foarte încântată să cunoaștem așa oameni extraordinari. Sunt oameni cu o inimă caldă, cu un suflet deschis, care sunt gata să ne împărtășească secretele și să ne acopere cu vibe-ul lor frumos. Ne-au relatat cum fac, când fac, cum se primește. E foarte interesant să auzi ideile altor oameni de la care vrei să te inspiri și a fost o experiență frumoasă. Ne-au primit cu drag și a fost foarte interesant. Multe lucruri chiar nu le cunoșteam și acum sunt foarte bucuroasă de ceea ce am aflat nou.